Vali, ultimele patru meciuri, dintre care câteva, de fapt trei din patru, cu echipe care se bat cu noi pentru play-off. Prima partidă, duminică, cu Iașuc, una dintre contracandidate. Cum vezi meciul? Bună ziua, primul rând. Da, ne așteaptă un meci foarte greu, pentru că și au pierdut. Noi am făcut un egal, am pierdut cele două puncte foarte importante, dar și ei sunt răniți și au pierdut cu 3-0 la Dinamo și vor lupta pentru play-off și noi la fel. Va fi un meci foarte echilibrat. Cine va fi mai concentrat și își va dori mai mult, ăla va câștiga. Cum vezi această luptă în ultimele patru etape pentru play-off? Din prima etapă a fost foarte echilibrată și foarte strânsă. Acum sunt puține meciuri și trebuie să-ți păstrezi concentrarea și să te autodepășești și să dai totul pentru a prinde play-off-ul. Și va fi foarte greu, pentru că ne luptăm, avem astea trei meciuri cu echipele care ne luptăm pentru play-off. Crezi că echipa care, să spunem, va fi mai concentrată ar putea intra în play-off? Ține totul de concentrare? Din punctul meu de vedere, pentru că sunt puține meciuri, da, ține mai mult de concentrare și de dorință, bineînțeles. Dar dacă ești concentrat pe astea 3-4 meciuri câte mai sunt, cu siguranță vei prinde play-off-ul. Și cu puțină șansă și puțin noroc, dar dacă îți dorești, norocul, eu zic că vine de partea ta.